Bine v-am găsit! Săptămâna care urmează nu este o săptămână, să spunem, foarte atractivă din punct de vedere al fenomenelor meteo, pentru că vorbim în general de o vreme stabilă și nu de modificări semnificative, nici măcar la nivelul temperaturilor. Ce determină, să spunem, contextul sinoptic al vremii care urmează săptămâna următoare? Pur și simplu extinderea dorsalei anticiclonului azoric, care chiar începând de mâine și până la finalul săptămânii va domina câmpul sinoptic de la nivelul țării noastre cu o presiune ridicată. Presiune ridicată care înseamnă, bineînțeles, absența fronturilor și a precipitațiilor, deci o vreme stabilă. Din punct de vedere al circulației atmosferice, la început rămânem pe o circulație estică care face ca, cel puțin până spre ziua de joi, deasupra țării noastre să rămână cantonată o masă de aer rece și foarte rece de origine arctică, care va menține abaterile termice la valori și cu minus 5, minus 8, chiar minus 10 grade sub normalul perioadei. Lucrurile se schimbă în weekend când intrăm pe o circulație atlantică și asta înseamnă că vom avea parte de o advecție caldă, o advecție caldă care se va consolida apoi începând cu data de 13-14 ianuarie. Din punct de vedere al temperaturilor minime, toată săptămâna vine cu dimineți reci și foarte reci, geroase chiar prin unele zone, cu minime cuprinse la nivelul întregii țări între minus 5 și minus 7, minus 8 grade, iar prin zonele montane, depresiunile Transilvaniei, nordul Munteniei, sunt posibile și valori spre minus 11, minus 13 grade, iar pe crestele montane putem coborî și spre minus 8, 11, minus 20 de grade. Maximele ziua de luni o începem cu maxime negative în cea mai mare parte a țării, valori de la minus 1 spre minus 3 grade, excepție fac Muntenia și Banatul, regiuni unde mercurul din termometri va ajunge și la 2-3 grade. La munte rămânem cu valori negative, minus 5 spre minus 7 grade, cu minus 10, minus 12 grade pe creste. Aceleași valori și aceeași distribuție a maximelor o vom avea și pe parcursul zilei de marți. Începând cu ziua de miercuri, intrăm pe un proces de încălzire treptată. Încălzire care miercuri și joi este evidentă, mai ales prin Banat, Crișana, 4-5 grade, Muntenia, 3-4 grade, pentru ca ziua de vineri să aducă maxime pozitive la nivelul întregii țări. Vorbim aici de, să spunem, 1-3 grade, cu cele mai ridicate valori prin Banat și Crișana, 5-6 grade. Prin sudul Moldovei, Transilvania, sud-vestul extrem al Olteniei, rămânem în continuare, ca și prin dealurile Moldovei, de altfel, cu maxime ușor negative, minus 0 spre minus 1 grad, în timp ce la munte se vor atinge minus 5 spre minus 7 grade. Încălzirea va continua și pe parcursul weekendului. Ziua de sâmbătă aduce maxime de 4-6 grade în cea mai mare parte a țării, cu excepția Transilvaniei, Maramureșului și a zonelor montane, unde rămânem cu maxime negative, minus 1 spre minus 3 grade, în timp ce pe creste vor fi minus 5 spre minus 7 grade. Duminică, Banatul, Crișana și cea mai mare parte din Oltenia, Muntenia, sudul Dobrogei ajung la maxime și de 8-9 grade, în timp ce restul țării ne oprim la 3-5 grade cu minus 2 spre minus 4 grade la munte. Din punct de vedere al precipitațiilor, noaptea de duminică spre luni aduce ninsori prin Moldova, zonele montane, izolat și prin Dobrogea, iar pe parcursul zilei sunt posibile ninsori slabe și prin Muntenia. La munte este posibil să se acumuleze și 7-10 litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de marți avem condiții de ninsori slabe prin Moldova, orientali, iar la finalul zilei din nou prin Muntenia, inclusiv prin zona Bucureștiului. Mai vorbim de miercuri de ceva ninsori slabe prin sudul Dobrogei, pentru că apoi până la finalul săptămânii precipitațiile se dispară din peisajul meteo al țării noastre. Va fi o săptămână în care doar prin zonele montane, prin nordul Moldovei, putem să acumulăm un 3-5 izolat, un 7 litri pe metru pătrat. Așadar, cantități destul de slabe pe parcursul săptămânii care urmează. Din punct de vedere al stratului de zăpadă, avem după mult timp strat de zăpadă prin multe zone din țară, iar la munte, după un decembrie și un ianuarie fără pic de omăt, acum avem chiar și peste 150 de centimetri pe unele creste, iar în restul zonelor montane trecem de 40, 50, 60 de centimetri. În zonele unde a nins și unde s-a depus strat de zăpadă, acesta se va păstra și pe parcursul săptămânii care urmează, mai ales că temperaturile în aceste zone vor fi mai scăzute decât în restul țării.
Așadar, dacă este să ne uităm la cum se preconizează săptămâna ce vine, de interes rămân temperaturile deosebit de scăzute pe timpul nopții. Maximele, începând cu ziua de joi, mai ales, încep să cunoască o creștere la nivelul întregii țări, iar precipitațiile lipsesc aproape cu desăvârșire, în afară de câteva ninsori de care avem parte, mai ales pe la începutul săptămânii. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că, deși acest februarie a început, să spunem, cu fenomene de iarnă consistente prin multe zone din țară și urmează o săptămână de pauză, asta nu înseamnă că nu este posibil ca în cea de-a doua decadă a lunii februarie să nu mai avem parte și de alte surprize din partea vremii. Iar aceste surprize le veți descoperi ca de fiecare dată primii la noi, pe toate rețelele sociale, ne găsiți cu același nume, Prognoze Meteo, și pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, pe blog, bineînțeles, pe site-ul nostru, prognozemeteo.ro, dar și pe TikTok, Telegram și, bineînțeles, pe Patreon. Vă mulțumim și vă dorim să aveți o săptămână cât mai frumoasă!